Din fericire pentru compania noastră, noi trăim niște vremuri în care suntem sufocați de comenzi și avem nevoie din ce în ce mai mult nevoie de oameni. Am avut și înainte de pandemie, avem în continuare. Parcă am găsit un pic mai repede săptămânile astea, lunile astea din urmă și am făcut angajări pentru că și expedițiile au crescut foarte mult. Suntem într-un Black Friday care nu era deloc așteptat. Dar numărul de expediții a crescut mai mult decât în Black Friday anului trecut, spre exemplu. Suntem sufocați de lucrul ăsta și sperăm noi ca din cele 5 milioane de oameni, de români care trăiesc în diaspora, nu știu, avem impresia că 1.200.000 de români s-au întors acasă. Informația asta o avem de la ambasadorii noștri din Repatriot, care ne-au spus că mulți dintre ei au revenit. Ducând discuțiile mai în amănunt, am aflat că au venit toți cei care lucrau periodic acolo, cei care nu aveau contracte de muncă și alte categorii. În schimb, o mare parte din românii care au deja locuințe acolo, familiile duse acolo și alte situații, cei de acolo n-au venit în România. Dar cum, 1.200.000, dacă putem să-i păstrăm în economia românească, ar fi extraordinar pentru noi. Eu cred că în momentul de față ar trebui mai mult curaj din partea lor și a venit cu soluții foarte, foarte clare. De fapt, asta așteptăm noi.